În județul Hunedoara s-a constatat din nou o creștere a incidenței cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19. Astfel, conform datelor difuzate de Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, rata de infectare înregistrată astăzi în județ este de 2,57 la 1000 de locuitori, în vreme ce ieri era de 2,41. Directorul DSP Hunedoara, Sebastian Mezei, consideră că dacă ritmul de îmbolnăviri va crește tot așa, există riscul ca sistemul sanitar să intre în colaps, excluzând faptul că ar fi posibil să fie introduse în această situație unele măsuri neplăcute. La noi va fi probabil o discuție aplicată și se vor lua niște măsuri în momentul în care lucrurile nu evoluează cum trebuie. Și aici discutăm de o presiune uriașă asupra sistemului sanitar și în ritmul acesta de creștere, la un moment dat, destul de curând, sistemul sanitar nu va putea să facă față. Și atunci trebuie luate măsuri care, chiar dacă nu convin, trebuie luate, pentru că altfel ajungem în colaps. În județ sunt două localități, Zam și Peștișul Mic, cu o rată de peste 6 la 1000 de locuitori. Alte 9, printre care și municipiile Deva și Hunedoara, de peste 3 la 1000 de locuitori, dar și 14 comune în care nu se înregistrează niciun caz de COVID-19.